venit aici, în Parcul Natural Băcărești, acum 4 ani, în 2016, când am aflat că guvernul de atunci vrea să transforme acest loc abandonat până în 2016. Așa am întâlnit familia Ionache, făcând interviuri pe aici, prin jurul parcului. Și dacă până atunci vreau să facem un reportaj, apoi ne-am dat seama că avem nevoie de ceva mai mult spațiu și de spațiu pentru a le pune povestea destul de interesantă și dramatică într-un context ceva mai aprofundat. Pe elea foarte multă iarbă și se băga acolo, la și de toată. Dar în parte e tot uscat din cauza că l-a focat toamnă și nu mai e. Da, iarna aveați alt drum. Aici am avut la noi casa. Da. Te-am rupt în căsuța aia. Aveam o rosobă. Și de ce ați ales locul ăsta? L-ați ales sau? Eu nu le-am ales. Tata l-a ales. A, și nu ți-a zis de ce l-a ales? Ba da. Că în fața acolo, chiar cum cobori digul, erau foarte multe familii. Și a încercat să fie un loc mai retras, știi? Și l-a ales aici, în mijlocul deltei. Și câți copii s-au născut aici? 9. Special în București, într-adevăr, există o mare problemă. Un drum de 5 minute în seara asta am făcut în 45. Să nu mai vorbesc că trebuie să merg de obicei 20 de minute cel puțin cu copilul în brațe, pentru că în cărucior, în centru, nu poți să ajung într-un parc unde să poți să las pe iarbă, de exemplu. O mare problemă, suferim cu toții foarte mult în cauza asta. Și din nou, asta a fost primul motiv pentru care am venit aici. Am venit să vedem cum are de gând autoritatea românească să transforme într-un loc cu un potențial fantastic, să-l transforme într-un parc natural. Suntem într-o stare foarte proastă pe spațiu verde. Și asta era în 2014. Între timp, populația a crescut, deci s-a redus și numărul de metri pătrați pe cap de locuitor. Iar asta ne omoară cu zile. Oamenii ar trebui să aibă foarte aproape de locul în care locuiesc un parc sau un spațiu în care să poată să stea în natură. Măcar 2-3 metri pătrați. Cazul acestui parc în care ne aflăm aici era un spațiu verde, era o grădină dintre blocuri. L-au acoperit cu material plastic, cauciuc din ăsta pentru a face un loc de joacă și au și sugrumat copacii din el. Na, uite-l pe ăla, de pildă, dar uite-te și la ăsta. Deci, copacul ăsta nu are foarte mari șanse să mai prindă apă. Sigur, pânză freatică mai ia din partea aia, din peticul ăla, dar în modul ăsta de a-l sugruma, practic, trunchiul lui nu mai reușește să se extindă. Sunt foarte multe locuri orfane, spații verzi lăsate de izbeliște, care ar putea să fie îngrijite, care ar putea să devină grădini comunitare. Sunt foarte multe locuri pe care, na, au fost șantiere sau așa, care ar putea să devină grădini. Deci, cred că ar trebui să extindem pe cât posibil spațiul verde public și să renunțăm să mai tăiem și să mutilăm copacii, pentru că mi se pare că a devenit deja un soi de obișnuință a autorităților să distrugă și atât puțin un spațiu verde pe care îl mai avem.
noi am visat din prima zi când am venit aici, am dat drumul la camera de filmat, că o să avem o proiecție în parc și astăzi se împlinește un vis foarte lung. Hai, Marica, dă-o dată din paletele alea. Lasă-o în pămilgele. Uite, e tot ăla. Mamă, hai să vezi ce faci.